Șomajul se menține îngrijorător de ridicat în județul Galați. Potrivit datelor Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, în luna decembrie rata șomajului a fost de 9,39%, mai mare față de luna anterioară. Numărul gălățenilor fără loc de muncă se apropie de 20.000, cei mai mulți peste 5.000, având între 40 și 49 de ani. În luna decembrie au fost înregistrați în total un număr de peste 19.253 de șomeri, din care 3.820 29 șomeri indemnizați și peste 15.000 șomeri neindemnizați, având o rată de 9,39%. Suntem pe locul 5 la nivel național, după Vaslui, Teleorman, Mehedinți și Buzău. Pe de altă parte, Inspectoratul Teritorial de Muncă are înregistrați doar 11.000 de angajatori activi, însă numărul celor fără loc de muncă a scăzut cu peste 2.000. La această dată, în evidențele noastre, există un număr de 11.262 angajatori activi. Deci angajatori care angajează și care încetează contracte individuale de muncă pentru lucrătorii pe care îi folosesc. În ianuarie 2015 figurează în evidenție un număr de 112.597 salariați cu contract individual de muncă față de 114.700 în ianuarie 2014. Deci se înregistrează o scădere în ce privește numărul de salariați activi care prestează muncă pe bază de contract individual de muncă în 2015 la începutul anului față de începutul anului 2014. Reprezentanții mediului de afaceri spun că situația investițiilor nu se prezintă bine nici anul acesta. Marian Filimon, președintele patronatului IMM-urilor, susține de asemenea că un număr mare de gălățeni beneficiază de ajutoare sociale, sume care ar putea fi folosite pentru a crea locuri de muncă. Să vedeți câți asistați avem la nivelul județului Galați și câți bani se duc din bugetul statului pe asistați. O să vă cruciți, o să vă faceți, nu o să vă vină să credeți. Dacă banii ăștia i-am folosit în economie, i-am folosit în investiții care să producă plus valoare, care să producă bunăstare, ar fi extraordinar și ar fi mult mai eficient decât ne putem imagina cu toți. Din punct de vedere economic, anul acesta nu se anunță mai bun decât anul trecut și decât acum 2 ani de zile. Nu avem investiții spectaculoase, nu avem o strategie economică din acest punct de vedere pe care să-l urmeze și la care să achieseze toată lumea. Nu avem nicio perspectivă de creștere a locurilor de muncă pentru anul acesta. În județul Galați, numărul beneficiarilor de venit minim garantat depășește 11.000 de familii, plățile pe lună depășind 2.500.000 de lei.